Comandantul armatei romane campate la Coroli sub generalul Ovidius, astăzi mirele nostru, a auzit prin oraș că undeva în cetățile dacice de la Stârciu este o domniță frumoasă cum nu mai este în lume. Așa că s-a hotărât să își trimită cei mai loiali oameni să găsească domnița și să o aducă la el. Mare a fost surpriza când a aflat că soldații săi s-au pornit cu domnița către castru, dar pe drum, vrăjiți fiind de frumusețea acesteia, au hotărât să-l trădeze, să-i fure dreptul la iubirea domnisei și să fugă cu aceasta în lume. Ovidius, ca vântul și ca gândul, a plecat să-i înfrunte pe trădători în care a avut atâta încredere. Nu a trecut mult timp și a ajuns în față în față cu centurionul trupelor romane și l-a provocat la o luptă dreaptă pentru dragostea domniței. Saying I'm wrong, you're right. Stuck here sitting on opposite sides, wondering how we'll change each other's mind. We could be here all night. Să fiți buni, să fiți cu credință, să fiți cu iubire în viața voastră, să vă cinstiți unul pe altul, să vă respectați unul altuia, să vă dați întâietate, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să vă țineți mereu și mereu de mână, transmițindu-vă unii altora energia cea pozitivă pe care trebuie să o avem mereu în această viață. Iar Părintele Cel de Sus să vă binecuvinteze pașii în toate zile vieții voastre, Îngerul Domnului să vă călăuzească spre tot lucrul bun, ca să vă bucurați în această viață într-un mulți, mulți, mulți și fericiți ani. Amin.